DG Competition din Comisia Europeană să analizeze mai rapid contractele din electricitate. Și sigur, nu ne interesează doar Alroș și Sidex Galați, unde sunt convins că lucrurile nu pot fi considerate ajutor de stat, dar în mod deosebit contractele care sunt încheiate cu firme care au un birou și un telefon și primesc că au contracte uriașe de la Hidro, trebuie analizate și văzut dacă se înscriu în regulile de competiție europeană, dacă nu vor trebui anulate.